Bine ați revenit la cursuri! Acesta este ultimul curs de optică ondulatorie, deocamdată, și în el voi vorbi despre fenomenul de difracție. Difracția a fost pentru întâia oară studiată de Grimaldi, cam de Multișor, prin 1660, dar există dovezi istorice că fenomenul a fost observat și de Leonardo da Vinci, deci cu peste 500 de ani în urmă. Grimaldi, care era preot iezuit, matematician, astronom și ceea ce azi am numit fizician, o combinație normală pentru acele vremuri, a studiat acest fenomen și a observat că lumina care trece printr-un orificiu mic formează un con luminos divergent la ieșirea din acel orificiu și a tras concluzia că lumina nu se propagă întotdeauna în linie dreaptă. Azi definim difracția ca fenomenul prin care lumina poate să ocolească în anumite condiții, obstacole, ajungând în zone care, conform opticii geometrice, ar trebui să fie în umbră. Vă arăt un fenomen simplu în care se manifestă difracția. Este vorba despre o sursă de lumină puternică și cât mai mică, de pildă lumina flash a telefonului, care trece prin pânza unei umbrele. Și vă rog să observați că, deși sursa de lumină este aproape punctiformă, prin țesătura umbrelei se văd niște, să le spunem, raze, și după ce vom discuta aspectele teoretice, veți înțelege ceea ce vedeți acum. Atenție, în acest fenomen, difracția este însoțită de interferență. Ceea ce observăm este, de fapt, interferență care are drept cauză difracția. Veți vedea că nu putem separa cele două fenomene. Tot difracția este responsabilă și de apariția așa-numitelor raze pe care le vedem în fotografiile unor corpuri strălucitoare, de pildă în unele fotografii astronomice. În această fotografie, de pildă, obținută cu telescopul Hubble, se pot vedea foarte multe galaxii care sunt la distanțe fantastice față de noi, dar se pot vedea și trei stele din galaxia noastră, care fiind mult, mult mai aproape, produc raze de interferență în telescop, raze de difracție combinată cu interferență. Bineînțeles că stelele nu arată așa, dar aceste ace luminoase sau raze, le mai spunem, apar din cauza difracției. Și acum să trecem la aspectele teoretice. Când am vorbit despre dispozitivul Young în cursul despre interferență, am presupus că de la o fantă lumina pleacă în toate direcțiile, dar n-am explicat acolo de ce. Lumina pleacă în toate direcțiile datorită fenomenului de difracție despre care vorbim azi, iar difracția poate fi explicată cu ajutorul principiului Huygens-Fresnel. Acesta spune că fiecare punct al unui front de undă este o sursă de unde pe care le numim unde elementare, iar suprapunerea acestor unde elementare duc la apariția noului sau următorului front de undă. În acest desen puteți vedea un front de undă notat cu 1 și puteți observa cum fiecare punct al frontului de undă emite unde elementare, adică în spațiu unde sferice, pe desenul nostru avem arce de cerc, și cum prin suprapunerea acestor unde elementare se obține frontul de undă următor, cel notat cu 2. Frontul de undă este suprafața alcătuită din toate punctele la care ajunge unda la un moment dat. Există și noțiunea de suprafață de undă, aceasta fiind alcătuită din toate punctele care oscilează cu aceeași fază la trecerea undei. Să vedem cum explică principiul Huygens-Fresnel apariția difracției. Să presupunem pentru început că avem un obstacol în calea unor unde, așa cum vedeți în desen. Fiecare punct al frontului de undă care a ajuns la obstacol este o sursă de unde elementare, spune principiul Huygens-Fresnel, deși punctul S, care se găsește chiar la contactul dintre frontul de undă și obstacol. Undele elementare produse de punctul S sunt desenate cu albastru deschis. Aceste unde interferă cu undele care vin de la celelalte puncte ale frontului de undă, desenate cu albastru închis,
și produc în zona de contact dintre umbră și lumină o figură de interferență cu maxime și minime, așa cum vedeți în acest desen. Și după cum se vede, trecerea de la lumină la umbră nu se face brusc din cauza difracției, ci treptat și apar zone de maxim și minim caracteristice interferenței. Și acum ajungem și la cazul difracției pe o fantă. Fenomenul este cu atât mai vizibil cu cât lățimea fantei este mai mică, după cum se poate foarte ușor observa în desen. Și după cum vedeți în această animație, undele elementare emise la marginea fantei interferă cu cele care trec direct prin fantă și are loc generarea de maxime și minime. Graficul pe care îl vedeți acum arată distribuția luminii care ajunge de la fantă la ecran. Se vede că avem un maxim central și franje laterale din ce în ce mai slabe, adică o astfel de distribuție a luminii. Difracția are loc atunci când fanta are lățimea comparabilă cu lungimea de undă a luminii. De aceea, în cazul luminii, trebuie să avem fante foarte subțiri pentru a observa difracția, dar în alte cazuri, în care avem unde cu lungimea de undă mult mai mare, de pildă valurile de la suprafața mării, putem observa difracția foarte ușor. De pildă, în această fotografie, se vede cum zona prin care intră valurile în micul golf din imagine se comportă ca o fantă și apar valuri pe toată suprafața apei din golf, nu numai în dreptul zonei prin care intră valurile, și asta se întâmplă din cauza difracției. Și acum puteți înțelege de ce putem obține interferență cu dispozitivul lui Young. Deoarece fiecare fantă, datorită difracției, se comportă ca o sursă de unde elementare, o sursă care emite, deci, lumină în toate direcțiile și nu doar pe direcția pe care a ajuns lumina la fante. Deci, dispozitivul lui Young poate produce interferență datorită fenomenului de difracție care are loc în fiecare fantă. Mai există un caz foarte important în care apare fenomenul de difracție, și anume cazul în care în calea luminii se găsesc obiecte foarte mici, din nou cu dimensiunile comparabile cu lungimea de undă a luminii folosite. Puteți vedea în acest desen cum frontul de undă se reface după ce trece de obstacol. Cu alte cuvinte, obiectul respectiv nici măcar nu produce umbră. El este invizibil în lumina folosită. Din cauza difracției, nu putem vedea obiecte oricât de mici în lumină vizibilă. Cea mai scurtă lungime de undă din spectrul vizibil al luminii o are culoarea violet, în jur de 400 de nanometri. Deci nu avem cum să vedem obiecte mai mici decât 400 de nanometri folosind lumină vizibilă, pentru că, așa cum ați văzut, lumina ocolește acest obstacol, obstacolul respectiv devine invizibil. Virusurile care ne afectează pe noi oamenii au în general dimensiunile între 20 și 200 de nanometri, adică sunt mai mici decât lungimea de undă a luminii vizibile. Asta înseamnă că dacă privim un virus printr-un microscop optic, are loc difracție, ca în desenul pe care l-ați văzut, și nu avem cum să-l vedem. Lumina îl ocolește. Avem însă pentru astfel de obiecte foarte mici, inclusiv virusuri, microscopul electronic, dar despre asta voi vorbi poate la un curs de fizică cuantică. Tot difracția impune o limită și pentru cât de mult putem mări o imagine cu ajutorul lunetelor și telescoapelor. Să notăm! Thank you.
refracția și interferența care apar pe o singură fantă sunt foarte greu de observat pe un ecran. Pentru că dacă vrem ca difracția să devină vizibilă, observabilă, atunci fanta trebuie să fie foarte îngustă. Trebuie să aibă lățimea comparabilă cu lungimea de undă a luminii folosite, adică să fie de ordinul sutelor de nanometri, nu cu mult mai mare. Și dacă fanta este atât de îngustă, evident că trece foarte puțină lumină prin ea și nu prea putem vedea pe ecran mare lucru, dar putem observa foarte bine fenomenul de interferență care apare datorită difracției dacă în loc să folosim o fantă, folosim multe, sute, mii, zeci de mii și așa apare ideea rețelei de difracție. O rețea de difracție este un ansamblu de fante de egală lățime, paralele și echidistante. În această fotografie puteți vedea rețele de difracție și puteți observa că ele sunt caracterizate de numărul de fante pe milimetru care se notează cu N și se numește constanta rețelei. Aveți grijă, de obicei, la rezolvarea problemelor, trebuie să folosiți pentru constanta rețelei 1 pe metru. Deci, metru la minus 1. Chiar dacă problema de obicei ne spune câte fante sunt pe milimetru. Mai trebuie observat că există o legătură între constanta rețelei, N, și distanța dintre două fante, alăturate, pe care o notăm cu L mic. Putem găsi numărul total de fante dintr-o rețea, să-l notăm cu N mare, dacă împărțim lățimea rețelei respective, să notăm cu L mare, la distanța dintre două fante consecutive. Dar constanta rețelei, N mic, îmi arată câte fante am pe unitatea de măsură. Înseamnă că o pot calcula împărțind numărul total de fante la lățimea rețelei. Și dacă aici îl înlocuiesc, îl substituiesc pe N cu relația L mare pe L mic, observ că N este 1 supra L. Relația dintre constanta rețelei și distanța dintre două fante consecutive. Să deducem acum o formulă folositoare pentru cazul în care folosim rețele de difracție. Vă rog să priviți acest desen. Avem un montaj experimental în care avem o sursă de lumină monocromatică deocamdată, notată cu S. Avem o lentilă L1 care concentrează lumina care vine de la sursă pe rețea. Rețeaua este notată cu litera R. Mai avem o lentilă L2 care concentrează lumina care vine de la rețea pe un ecran care se găsește în planul focal al lentilei L2. Principiul Huygens-Fresnel spune că de la fantele rețelei va pleca lumina în toate direcțiile. În partea de sus am desenat trei raze care pleacă pe o direcție care face un unghi alfa cu orizontala. Între razele 1 și 2, așa cum vedeți în desen, apare o diferență de drum, să notăm cu delta, care este delta 1 plus delta 2 din desen. Dar, atenție, diferența de drum poate să fie și delta 1 minus delta 2, după cum vedeți în cazul celor două raze din partea de jos a desenului. Deci dacă aici avem plus sau minus, depinde de direcțiile pe care le alegem, așa că, în general, delta va fi delta 1 plus minus delta 2. În al doilea desen, vă rog să observați că dacă notăm distanța dintre două fante cu L, este o caracteristică a rețelei, atunci delta 1 are expresia L înmulțit cu sinus de I, iar delta 2 are expresia L înmulțit cu sinus de alfa. Și atunci delta, diferența totală de drum, va fi L pe lângă sinus de I plus minus sinus de alfa. Diferența de drum între două raze alăturate, între oricare două raze alăturate. Și acum, în punctul P, cele două raze, notate cu 1 respectiv 2, vor da un maxim
dacă delta este de formă K ori lambda. Și vor da un minim dacă delta este de forma 2K plus 1 lambda pe 2. Dar, așa cum am mai spus, diferența de drum între două raze alăturate este aceeași pentru toate fantele rețelei. Și asta înseamnă că dacă diferența de drum între razele 1 și 2 este, să zicem, de forma K ori lambda, are aceeași formă pentru toate razele care pleacă pe direcția caracterizată de unghiul alfa. Și asta înseamnă că toate razele care pleacă pe această direcție vor fi adunate în punctul P și vor da acolo un maxim pentru că ajung în fază. Deci, dacă delta are această formă în punctul P, vom avea un maxim. Dacă are această formă în punctul P, vom avea un minim. Și atunci, ce ne așteptăm să vedem pe ecran? Va exista întotdeauna un maxim central, pentru că există întotdeauna un punct pe ecran pentru care delta este 0. Și acolo toate razele vor ajunge în fază. Și de o parte și de alta acestui maxim central, așa cum vedeți în desen, vom avea maxime echidistante, dar care se văd tot mai slab pe măsură ce ne îndepărtăm de maximul central, pentru că lumina care pleacă de la fante este cu atât mai puțină cu cât unghiul alfa este mai mare. Și de aceea maximul central se va vedea foarte bine, maximul de ordinul 1 de asemenea, maximele de ordinul 1 de asemenea, dar pe măsură ce ne îndepărtăm, maximele se văd tot mai slab și mai neclar, așa cum vedeți în desen. Un caz important este cel în care lumina cade normal pe rețea, adică unghiul de incidență este 0. În acest caz, delta va avea expresia L osinus de alfa. Sigur, avem plus și minus, dar acum ne interesează în modul diferența de drum pentru ceea ce urmează să discutăm. Și anume, ce se întâmplă dacă în loc de o sursă de lumină monocromatică folosim o sursă de lumină albă? În acest desen se poate observa că punctul în care se formează primul maxim de după maximul central se găsește la distanța x de maximul central. Și se mai poate observa că acest x se poate scrie f mic ori tangentă de alfa. F mic fiind distanța focală a lentilei L2 și în același timp distanța dintre lentilă și ecran. Dar pentru că unghiurile alfa cu care lucrăm sunt foarte mici, pentru că numai pentru unghiuri alfa mici avem suficientă lumină ca să observăm ce se întâmplă pe ecran, putem spune că sinus de alfa este aproximativ egal cu tangentă de alfa. Și atunci x se poate scrie f înmulțit cu sinus de alfa. Însă sinus de alfa este delta supra L. Iar diferența de drum, dacă vrem să avem un maxim, este K ori lambda. Asta înseamnă că putem scrie pentru X, X este egal cu F înmulțit cu K ori lambda supra L, dar 1 pe L este N, constanta rețelei. Și atunci avem relația F mic ori K ori lambda ori N. Expresia pentru X. Și ceea ce este foarte important de observat este că X depinde de lambda. Este de fapt proporțional cu lambda, cu lungimea de undă. Și asta înseamnă că avem o rețea care dispersează lumina, produce dispersie. Deci avem un montaj experimental dispersiv, din moment ce maximul, poziția maximului depinde de lungimea de undă. Pentru că gândiți-vă că
În maximul central, pentru că diferența de drum este 0, e un maxim pentru toate culorile. Și tocmai de aceea, maximul central este alb, așa cum vedeți în fotografie. Dar primul maxim pentru o anumită culoare va fi prezent pe ecran pentru culoarea cu lungimea de undă cea mai mică. Pentru că, repet, X este proporțional cu lambda. Iar violetul are lungimea de undă cea mai mică dintre culorile din spectrul vizibil. Așa că, vedeți și în fotografie, violetul este cel mai aproape de franja albă centrală, iar roșul este cel mai departe. Și în acest fel apare spectrul de ordinul întâi. Și, bineînțeles, că el apare și de o parte și de cealaltă a maximului central, pentru că, așa cum ați văzut, aici avem plus minus, de fapt, L înmulțit cu sinus de alfa. Și apoi urmează spectrul de gradul 2 și așa mai departe, dar, din nou, pe măsură ce crește gradul, spectrele se văd tot mai slab și mai neclar. Această relație pentru X ne permite să măsurăm cu ajutorul rețelei de difracție lungimea de undă pentru o anumită culoare. Pentru că se vede că lambda se poate scrie X supra F ori K ori N. Și atunci, vă rog să vă uitați pe desen. Dacă măsor distanța de la maximul central, maximul alb, până la prima apariție a unei culori, să zicem a culorii galben, atunci am găsit X, care corespunde pentru K egal cu 1, maximul de ordinul 1 pentru galben. Și pot să calculez cu ajutorul acestei formule, pentru că F mic și N sunt caracteristici ale montajului experimental de cunosc, pot să calculez lungimea de undă a culorii galben. Deci rețeaua de difracție este un element optic dispersiv, care descompune lumina albă în culorile ei, asta înseamnă, vă aduceți aminte, dispersie, și o putem folosi pentru a măsura lungimea de undă a unei culori, a culorii pe care dorim să o folosim. Sigur că se poate face și altfel, și anume să nu folosim lumină albă, ci lumină monocromatică. Și atunci măsurăm distanța de la maximul central până la primul maxim. Este același lucru, pentru că puteți compara cele două cazuri și observați că poziția unei anumite culori este aceeași, indiferent că folosesc lumină albă sau folosesc doar culoarea respectivă. Să notăm aceste lucruri. Acum cred că înțelegeți ceea ce ați văzut cu ajutorul pânzei de umbrelă. Ceea ce ați văzut a fost acolo efectul unei rețele de difracție. Pentru că pânza înseamnă o grămadă de fante. Este o rețea de difracție, dar o rețea de difracție bidimensională. Franjele nu se găsesc doar pe verticală, se găsesc și pe orizontală. Și atunci, ceea ce vedem când facem să treacă o lumină care vine de la o sursă punctiformă prin această rețea, este un șir lung de maxime care produc acel efect de raze pe care le observăm de multe ori în fotografii în prelungirea unor puncte luminoase din fotografie. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!